Foștii ministri Decebal Traian Reme și Ioan Avram Mureșan au fost condamnați astăzi la câte 3 ani de închisoare cu executare în dosarul Caltaboșul. Decizia aparține magistraților instanței supreme și poate fi atacată cu recurs. Alături de cei doi foști demnitari a mai fost condamnat și omul de afaceri Gheorghe Ciorbă. El a primit 1 an și jumătate de închisoare. În acest dosar, Remeș, fost ministru al agriculturii, a fost acuzat că ar fi primit produse alimentare în valoare de 1.500 de lei și suma de 15.000 de euro de la Gheorghe Ciorbă, prin intermediul lui Mureșan, pentru a-l favoriza pe afacerist la unele dintre licitațiile organizate de Ministerul Agriculturii. Afaceristul i-ar mai fi oferit lui Remeș și un autoturism de lux în valoare de 65.000 de euro. Discuțiile dintre cei doi au fost interceptate de procurorii anticorupție, iar anchetatorii i-au filat și în timpul mai multor întâlniri. La una dintre aceste întâlniri, Mureșan i-a dat un plic lui Remeș, iar DNA a afirmat ulterior că în acel plic s-ar fi aflat presupusa mită. Dar deși au monitorizat întâlnirea, procurorii nu l-au oprit pe Remeș pentru a face constatarea flagrantului. Filmul a fost difuzat de Televiziunea Națională după ce dosarul lui Remeș ajunsese la Cotroceni pentru avizul necesar anchetării sale.